așa, deci la kilometru 15, o zonă foarte frumoasă, o zonă de pășune, am văzut multe oi, deci cred că pe aici am văzut cele mai multe oi până acum, zonele astea, cele mai multe oi. Cred că aici, da, și datorită climei, e așa, iarbă multă. Alea, te mă gândesc, de ce nu vin oile de acolo, au fost acolo pe stânca aia, și nu vin tăi să mănânci iarbă, ia câte iarbă e aici. Cred că au zone rău, nu? Cred că nu mănânci porunghe, numai pe unde au zonele lor, pășuna, fiecare are zona lui. Am văzut pe pietre, avea numai de piatra aia. Asta e kilometru 15, Tulcea, și cam așa arăpa aici, sunt foarte multe dealuri și câmpii, foarte, foarte multe. Eu credeam că când intru aici o să fie totul drept, tot, așa mă gândeam, că cam așa ne transmitea nouă pe la televizor, așa ne transmitea nouă, nu arăta mai multe imagini. Aici sunt dealuri și la câmpii, la greu, la greu. La fiecare curbă, la fiecare, am urcat acum pe unde am, hai de capul meu. Și jur, când am ajuns în sus, în vârf, oprit unul cu mașina. Te duc, zic, nu, mulțumesc tu că am urcat dealul, i-am zis. Am urcat dealul. Da, și au plecat. Și au plecat, foarte frumos. Foarte frumos, i-am observat aici că ei, cu tractoarele, uite așa cum am văzut un tractor în fața mea, ei aduc capă și le udă. Udă agricultura. Nu sunt ploi pe aici. Nu sunt ploi pe aici. Degeaba e zona asta așa cu mâini, dar nu prea sunt ploi. E o anumită zonă, e o anumit timp când îți ploi pe aici, pe aici nu sunt ploi. Nu, aici ăștia nu prea. Uite așa cum am văzut pe ăla cu tractorul ăla de sus cu mudă. Își umple bidoane din alea mari și trece, vine cu cisterna, am văzut o cisternă, tot vine la cisternă, se aprovizionează cu apă și tot, și tot udă. Udă treaba. Uite, pe aici a fost oile. În piatră. Asta e piatră, ce-o bătat aici? Am văzut dacă coboream mai jos. Am mers pe cealaltă parte. Mai să stau aici, dacă putea să mă ajung. Uite, ce frumos. Uite câtă iarbă. Aici stau oile. Au de mâncare pe o săptămână, cât e mare iarba. Da. Asta e. Asta e kilometru 15, Tulcea, ca să vedeți cum arată 15 km, până la Samoa mai am încă 5, mi se pare, 4 sau 5 km mai am până la Samoa, și de acolo fac o pauză și de acolo du-te mai departe. Ce? Nici n-am văzut, gardă a fost asta, gardă, poți. Hai, n-am e treabă lor. Îl plimbă, că am văzut și el că se plimbă mult pe aici. Trebuie să meargă la reședința de județ, că să vorbească cu șeful. S-a întâmplat ceva? Nu s-a întâmplat. Am numai să mai filmez ultimul cadru pe partea asta. Am văzut că prind oile în imagini, de asta am dat drumul la filmare, dar am văzut că vin oile pe partea asta alaltă. Dar unde că ele s-au dus pe partea asta alaltă, pe coasta asta alaltă. Dar dacă le dat ele prinde pe partea asta alaltă. Oițele care cu timpul dispar din România. De asta sunt foarte multe câmpuri goale, foarte mult cu câmpuri nemâncate de animale, pentru că nu mai sunt animale, fraților, nu mai sunt animale. Nu, nu mai sunt animale. Foarte greu să mai... Nu e mai ca înainte și animale și din astea, nu mai. Acum e mai mult o meserie de familie, ce-o mai rămas din străbuni, mai folosă, dar acum nu mai sunt așa ceva. Vezi? Rarități. Uite, că acum arată pe asta, asta, la tete, vezi? Uite, cu cisterna, ce să v-am spus? Al doilea care vezi. E cu tractorul, cu cisterne de apă și cu alt tractor, le încarcă în alt tractor și mere și udă. Mărc și udă. Că l-am întrebat pe unul, chiar, dar ce, pune soluție, ceva? Stropiți, nu, apă, au zis. Ah. Și cum le-au dat? Și-o dat la 2-3 zile. Ah, e bun. E bun. Bun. E bun. Au fost și toile. Tenderea asta mă lega de oi, cum zic eu. Hai, ce frumos este aici. Tractorul cu mudă.
acesta acum la provizionează cu apă. Agricultura aici un pic e cam problemă cu apa. Eu nici n-am văzut un râu aici. Și eu de când am intrat până aici n-am văzut un râu. Nimic n-am văzut. Nimic. Îți bălți mici lacuri, îți... Dar pe drumul meu nu am văzut, chiar nu am văzut un râu. Nici unul n-am văzut. Deci de când am intrat din județ, de la Galați, până aici eu nu am văzut nici unul. Ia de la Pariciu Pogoniciu. Mă găsa mașina. Hai că acum vă arăt oile. Oițele. Da, uite-le. Cam oițele. Oițele de la oițe. Acolo. Cioban. Cioban câine. Vin câinii. Pe apă. Alea sunt pus jos. După el s-a întors înapoi. Da, să mai rămas una în spate, bă. Ala-i câinele. Unul are. Stai ce trebuie, nu mai apă vremul. Da, băieți, v-am pupat, am vrut să vă arăt cum arată zona asta. Și asta e ultima imagine. O să vedeți, kilometru 15, Culcea. De acolo vin de pupat, ia. Îi dau drumul la dronă că suflă vântul. Foarte tare și frig. Foarte tare, dacă vine să se uită la mine. Trebuie să gândesc să vină, să nu vină. Țap. Și țap are mult. Da, dar are mult țap. Ia mă, și atât îți păgăși ce să ai. Țapii cu țapii, oile cu oile. Ce îmi place sunetul ăsta lor de animal. Ia, viță de vie. Au băieții și viță de vie în partea asta. Am văzut că sunt foarte mulți care au viță de vie în partea asta. Deci aici e chiar e mișcare. Zona asta. De fapt toate de când am intrat tot am văzut că e mișcare. Am văzut că e pășunată, agricultură. Mai câte o viță de vie, mai câte o livadă. Am văzut o livadă mare. De mer, de vânzare, încă scria. Livezi de cireș. Închise, alea sunt închise, frate. Alea sunt cu gardati, gard de plasă, cu zmeuri, cu zmeuri din ăla în formă de vultur, uliu, ceva, și zboară așa și se spere. Și au pușcături, pușcă, au ceva, tot timpul pușcă ceva în livadă. Am două livezi pe care cireș am trecut, eu am găsit ceva armate, zic, mă, ăștia sunt armate. Trageri, treburi, antrenamente. Unde că pușcă? Eu niciodată n-am auzit până acum așa ceva. Păi mi-am dat seama că ia nea pușcă să arunce ciorile. Vă dați seama la câte păsări vin și mănâncă cireșe, orice pasăre mănâncă cireșe, orice pasăre. Da, asta e șmecheria, ăsta e ultimul cadru, m-am pupat. Și ne vedem mai încolo, mai degrabă în Samoa. Până acolo, bam! Acolo, dar are mă, ceva, de aici. Bună, papa. Aici e stâna, la stâna ați venit, la mulți. Aha, aici e stâna. Aici e combinația. Asta e stâna. Cam asta e, l-am pupat.